Copilul tău refuză să mănânce fructe sau are doar 2-3 tipuri pe care le mănâncă și nu vrea să încerce altceva? Bine te-am găsit! Sunt dr. Amalia Arhire de la Clinica de Nutriție pentru Copii și Adolescenți Chilostop Junior și te invit să rămâi alături de mine în acest video pentru o rețetă de prăjitură cu fructe, soluția mea la această problemă. Rămâi până la final pentru a vedea de ce e mai sănătos acest desert în locul variantei obișnuite și cum poți să transformi orice rețetă într-una mai sănătoasă. Galette e o variantă de tartă cu fructe foarte ușor de făcut și care e de nerefuzat de către oricine, oricât de mufturos e. Ingredientele pentru 10 porții sunt: pentru tartă, 150 g de făină integrală, 150 g de făină albă, o jumătate de linguriță de sare, 50 de grame de xilitol, 225 de grame de unt 65% foarte rece, tăiat cuburi, un ou de la frigider, 50 de ml de apă foarte rece și extract de vanilie. Pentru umplutură avem nevoie de 700 de grame de gutui, sucul de la o lămâie, 70 de grame de xilitol, 100 de ml de apă, extract de vanilie, scorțișoară, iar pentru sos vom avea nevoie de sucul în care ai pregătit gutuile, 20 de grame de unt, scorțișoară și un gălbenuș de ou bătut. Apropo, dacă nu te-ai abonat încă la canalul nostru, te invit să o faci acum și să dai click pe clopoțel pentru cele mai delicioase și sănătoase rețete noi pe care noi medicii de la Chilostop Junior le folosim în dietele pe care le dăm în cabinet. Pentru a pregăti această prăjitură e de ajuns să amestești toate ingredientele pentru tartă și apoi să frămânți aluatul foarte puțin cu mâna. Apoi dă-l 30 de minute în frigider să se întărească. Între timp, taie gutuile cuburi, pune-le la fiert împreună cu lămâia și xilitolul timp de 10 minute până se înmoaie fructele, apoi dă-le la răcit. Gutuile sunt pline de fibre și la 100 de grame au doar 57 de calorii. Tocmai datorită fibrelor, ele reglează tranzitul intestinal, tensiunea arterială și detoxifică atât colonul cât și tot tubul digestiv. Ele protejează mucoasa stomacului, așa că sunt recomandate în afecțiunile sale. Gutuile conțin multă vitamina C, un fruct de 250 de grame copt sau fiert oferă un sfert din necesarul zilnic de vitamina C. Pe lângă efectul antioxidant, au și efect antiinflamator, de aceea sunt indicate și în dermatita atopică. Așa că te încurajez să mănânci împreună cu copilul tău gutui în această perioadă. Să revenim la tarta noastră. După cele 30 de minute, întinde aluatul într-o foaie de 1 cm grosime, pe o tavă cu hârtie de copt, pune în centru fructele bine scurse, împăturește marginile peste, dă-le cu gălbenuș, și apoi pune-le în cuptorul încins la 200 de grade, ventilație sus și jos, timp de 20 de minute. Acum că tarta e gata, toarnă sosul deasupra și lasă-o să se răcească pentru a o putea tăia. Pentru o porție de 150 de grame, ai 304 kcal, 33 de grame de carbohidrați, 5 grame de proteine, 17 grame de grăsimi și 3 grame de fibre. Iar acum îl invit pe colegul meu Andrei să deguste. Bună, Amalia, mulțumesc! Bună. Arată minunat, miroase minunat, abia așteptam să gust. E o combinație foarte interesantă între tartele clasic franțuzești pe care le-am mâncat în Paris cu gustul de dulceață de gutui pe care o făcea bunica mea. Felicitări! Mulțumesc, gutuile chiar sunt foarte, foarte bune! Iar pentru că ai rămas până la final, iată și care e masa unde poate fi consumată această tartă. La micul dejun, alături de un pahar de lapte sau de iaurt. Această rețetă e mai sănătoasă pentru că am înlocuit zahărul cu xilitol, am folosit unt de 65% și am combinat făina integrală cu cea albă. Așa am crescut cantitatea de fibre, de proteine și am scăzut zahărul și grăsimile, această galetă având zero zahăr adăugat. Așa poți să transformi orice rețetă de dulce în ceva mai sănătos și mai dietetic. Urmărește și următoarele videouri cu deserturi cu fructe și intră pe www.chilostopjunior.ro pentru a afla cele mai noi articole despre o alimentație sănătoasă pentru copii. Slăbitul e o joacă!